venit la deschiderea oficială a Asociației Alumnii Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț. Vă mulțumim că sunteți prezenți în număr atât de mare și îmi doresc ca această asociație să fie un adevărat succes. Într-adevăr, această asociație a fost creată de către 8 membri fondatori. Doamna Raluca Bârzu, domnul Alexandru Filimon, domnul Octavian Ioan Motaș, domnul Florin Preda, domnul Dinu Gabriel Chirică, care nu este astăzi prezent alături de noi, doamna Carmen Mareș, doamna Mirela Cristina Grigore și, bineînțeles, doamna Luminița Vârlan. Pentru început, în aplauzele dumneavoastră, voi chema alături de mine pe domnul profesor Dumitrasa Gheorghe. Are câteva cuvinte să vă adreseze. Vă invit aici lângă noi. Haideți să-l încurajăm să vină aici. Nu știu când mi-a dat cuvântul, îmi vine în minte niște cuvinte pe care le-am citit mai de mult. Privesc cu milă un bătrân care crede în menirea lui și cu îngăduință un tânăr care crede că va răsturna lumea. Așa că eu privesc cu admirație acești foști elevi, unii din ei chiar foști elevii mei. Mă bucur că după ce au mai fost prin străinătăți, au văzut lucruri, vor să fac și la noi, să fie cam cum e pe acolo. Eu am citit pe scurt ce vreți dumneavoastră să faceți și mă bucur foarte mult că vreți să ajutați liceul Petru Rareș întâi și școala în general și să faceți legătură cu lumea întreagă. Vă felicit și de-abia aștept rezultatii. Mulțumim! Tot în aplauzele dumneavoastră aș vrea să o invit aici pe doamna profesoară Sanda Spiridon. N-am vorbit niciodată la un microfon și sper să nu trebuiască să o fac. Nu vă rețin, bineînțeles. Am însă de transmis două mesaje din afară și unul din partea mea. Foarte scurt. Primul lucru pe care îl spun, am trecut, Alex Filimon m-a sunat, a venit la mine acasă, mi-a spus ce ar vrea să facă, atunci venise în Piatra Neamț, și să-l ajut să intre în Petru Rareș. Zic, nu trebuie să te ajut eu, fiind absolvent de Petru Rareș. Dar așa a început activitatea acestor membri fondatori, din care, din cei 8, 6 mi-au fost elevi. Sunt mândră de treaba asta. Mesajele întâi, din partea fiicei mele, care a fost absolventă de, care este absolventă de Rareș, apropo că a fost taxați, absolvenți sunt toți, nu sunt foști, din 1993, a fost șef de promoție, i-a fost foarte greu fiind fiica mea, dar este mândră că poate să transmită acestei asociații toată admirația și, dacă poate, tot ajutorul, nefiind în țară. Al doilea mesaj pe care trebuie să-l transmit este de la colegul meu Dorel Haralam, fost director al liceului și profesor de fizică.
care din motive familiale lipsește, dar este alături și mai ales este foarte onorat că a fost invitat și că la Petru Rareș că a fost profesor, așa mi-a spus, că a fost profesor la Petru Rareș în anii de glorie. Deci, mesajul lui trebuie luat în considerare. Și acum, într-un minut, am fost în Petru Rareș din 38 de ani, din 1975 în 2013, în toți anii de glorie, care sper să continue, și nu vreau să fiu patetică, îmi amintesc numai lucruri absolut senzaționale. Am avut norocul să am niște elevi de excepție, să conlucrez cu părinți de excepție și la întâlnirile periodice ale fostelor serii să văd că unii și alții mă mai țin minte, ceea ce pentru un profesor înseamnă extraordinar de mult. Mi-a plăcut geografia în liceu, am fost îndrăgostită, dar și dacă nu mi-ar fi plăcut, cu foștii mei elevi care se găsesc de la Australia, în State, Canada, toată Europa și în Nordul Africii, absolvenții de la Rareș fac cinste școlii și este extraordinar că unii dintre ei au început să se întoarcă și vor ca Rareșul să rămână ceea ce a fost. De la domnul Dumitreasa și la tot ceea ce urmează, sper ca atât profesorii cât și elevii Rareșului să facă cinste școlii. De acum încep să mă emoționez și nu este cazul. Mesajul meu este de mult, mult, mult succes și să faceți tot ceea ce trebuie ca lucrurile să meargă bine. Sprijin veți avea. Apropo, eu sunt în categoria celor tineri, spusă de domnul profesor, care încă se amăgesc că lucrurile se vor face. Octav era în clasa 12-a și într-o oră de fizică, evident, dar era în ultima oră, mi-a făcut un portret. Desenează extraordinar de frumos. Îl am și acum în alb-negru. Da. Trebuie. Mulțumesc, da. Sărbună. Câteva cuvinte vrea să adreseze și domnul profesor Alexandru Iacob. Îl invităm aici. Bună ziua! Eu chiar n-aș fi vrut să adresez câteva cuvinte, dar organizatorii au insistat. Printre atâtea persoane cunoscute, nume mari în istoria Rareșului, eu mă simt așa puțin telstinghier. Ideea mi se pare extraordinară pentru că face o legătură, coagulează niște valori excepționale absolvenții Rareșului. Și ca să nu sune a vorbă goală, am să vă spun povestea mea personală. Eu, nefiind absolvent de Rareș, dintre toți prietenii pe care i-am eu, cât sunt ei acolo, nu foarte mulți, majoritatea sunt foști absolvenți de Rareș, foști elevi de-ai mei, cu care am pornit la drum și într-o afacere, în care eram 5 asociați, eu plus 4 foști elevi de-ai mei. Cei mai buni prieteni pe care i-am și cu care țin legătură, așa cum sunt foști elevi de-ai mei, chiar dacă prin străinătate, cum spunea doamna profesoară Spiridon, prin Germania și prin alte părți, prin Singapore, pe unde ori mai fi. Cu unii colaborez și acum la proiectele pe care le-am desfășurat în școală în ultimii ani. Deci cred că lucrul ăsta se poate face cu altă intensitate datorită asociație pe care m-ați înființat-o și vă doresc succes și reușită în continuare. Și aveți sprijin inclusiv din partea mea, chiar dacă n-am fost absolvent de Rareș, dar sunt în Rareș.
și cu trup și suflet. Și voi avea absolvente de rare și dacă nu rămâne corigent în clasa 12. Înainte de a trece să urmărim un material care conține mai multe filmulețe ale absolvenților Colegiului Național Petru Rareș, care indirect au vrut să fie alături de noi, aș vrea să vă întreb care dintre dumneavoastră mai vrea să spună câteva cuvinte astăzi aici. Poate doamna Luminița Vârlan? Înțeleg că acea satisfacție o trăiesc și unii dintre tinerii absolvenți ai Rareșului care se află aici și care mi-au fost elevi. Aceea de a, mulțumesc frumos, aceea de a mă surprinde și pe mine oarecum nepregătită, în sensul că nu mi-am dorit neapărat să vorbesc astăzi, pentru că, așa cum spunea doamna profesoară Sanda Spiridon, vorbind despre Rareș, este foarte ușor să devii patetic, pentru că prezența mea aici este de absolvent al Rareșului, de profesor la Petru Rareș și pentru o scurtă perioadă de director la Petru Rareș. Din această, să spunem, din aceste unghiuri diferite, Rareșul însă se vede la fel de strălucitor, la fel de impunător și el reprezintă, trebuie să recunoaștem pentru noi toți, o adevărată emblemă a comunității și o bucată de suflet pe care fiecare dintre noi o poartă cu el indiferent unde mergem și indiferent pe ce drum am pornit la un moment dat și unde am ajuns. Spuneam și într-o altă circumstanță că această școală nu suferă de dorul celor plecați, pentru că a știut de fiecare dată să-și nască generațiile de elevi care să venereze această școală și pe bună dreptate. Cei care duc dorul Rareșului suntem noi, care la un moment dat am ieșit de pe ușa acestei școli și rămânem în continuare cu bucuria, cu admirația, cu sentimentele acelea extrem de proaspete față de profesorii noștri, pentru că, în paranteză fie spus, cred că acesta este sensul școlii. Să poți să spui că ai fost elevul cuiva. Și eu, ca și dumneavoastră, astăzi, spun cu mândrie, am fost eleva doamnei profesor Irina Hirțe, am fost eleva domnului profesor Gheorghe Dumitreasa, pentru că, de fapt, asta înseamnă ideea de continuitate aici, la Petru Rareș, unde astăzi, din punct de vedere, să spunem, legislativ, organizatoric, se constituie și se consfințește o comunitate care rezistă în Piatra Neamț în curând de aproape 150 de ani. Sunt atâtea generații care privesc spre Liceul Alb, spre acest edificiu care înseamnă nu doar o clădire, ci reprezintă comunitate într-un spirit. Și eu cred că în spirit cu toți suntem contemporani. Mulțumesc colegilor mai tineri, care lui Alex în primul rând, care a făcut un efort de dedicație extraordinar față de școala aceasta, față de noi toți care ne-am reunit astăzi, pentru că el este cel care a alergat efectiv, pentru că dincolo de bună credință, de dedicație, de, mă rog, devotament, trebuie să fie și persoane care să pună în ordine tot ceea ce înseamnă hârtiile necesare pentru constituirea unei asemenea asociații și mulțumesc public încă o dată că a făcut posibil un vis al nostru, al multora care suntem aici și care și altora care desigur ni se vor alătura. De aceea, dați-mi voie să urez succes acestei asociații, să-mi exprim încă o dată fericirea că și
o bucățică din visul meu astăzi s-a înfăptuit, acela de a avea aici la Petru Rareș comunitatea de suflet, de spirit și de dedicație pe care sunt convinsă că o avem cu toții absolvenți ai Colegiului Petru Rareș. Vă mulțumesc! Acum, vă rog. Sunt emoționată. Vreau să-i mulțumesc lui Alex. Nu voi avea un discurs atât de frumos și de elegant ca al doamnei profesor. Sunt generația 1981 și etern tinerii de la Petru Rareș. E un moment unic să mulțumesc profesorilor, după o viață întreagă de școală, de muncă, să mulțumesc profesorilor pentru ceea ce au reușit să creeze din noi, pentru ceea ce au reușit să ne insufle de copii, spiritul elitist. Eram mândri pe stradă, e cu sonul, pe vremea noastră, eu sunt generația 81, eram extraordinar de mândri de acele cu son pus în piept pe care scria numărul matricol, dacă făceam năzdrăvănii se știa clar cine l-a făcut, și liceul Petru Rareș. Și vreau să profit de acest moment să mulțumesc tuturor profesorilor care n-au fost aproape și să aduc un pios omagiu unui profesor pe care l-am iubit și care pentru noi a fost esența profesorului, domnul profesor Zenembizis. Și îi mulțumesc din suflet că a existat în viața noastră, că a trecut prin viața noastră, că ne-a format gândirea, logica și că a existat cu toată frumusețea lui, cu plăcintele calde din ultima zi de școală și cu nuferii doamnei. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să-mi aduc aminte. Am fost dirigintă unui tânăr care nu mai este foarte tânăr și care se numește Ionuț Ștefănescu, alpinistul. Am vorbit cu el foarte, foarte aproape de eveniment. El este acum într-un munte care se numește Muntele de Peruzea și care are vreo 8200 și nu știu cât. Și, bineînțeles, ce l-am întrebat, ca tot omul care n-are treabă cu munții, când, pe când Everestul? Păi zice, mai am vreo 2-3 munți pentru antrenament, antrenament fără mască de oxigen, am aflat, am citit, mi-a spus, așa, și asta vreau să vă spun. Curând, curând, un om din Rareș va fi curând, curând pe Everest. Eu voi fi foarte mândră că nu neapărat că am fost diriginta lui, ci pentru că, iată, Rareșul nu se dezminte. Pentru că materialul acela de care vă povesteam încă nu este pregătit, o să vreau să premiem două absolvente ale Colegiului Național Petru Rareș. Acestea au luat nota 10 în promoția 2016, iar Asociația Alumni s-a gândit că aceste merite trebuie și premiate. Invit în scenă aici alături de noi pe Hetea de Corina. În primul rând, felicitări!
Mulțumesc frumos! Sunt puțin emoționată, bineînțeles. Nu este prima oară când urc pe scenă aici în sala de festivități a Colegiului Național Petru Rareș. Cei 4 ani de liceu au însemnat pentru mine o dezvoltare în plus față de ceea ce am căutat în gimnaziu. Am avut parte de niște profesori extraordinari. Vreau să le mulțumesc tuturor, cu toate că nu sunt toți de față. Ce pot să spun? M-a bucurat foarte mult reușita mea la bacalaureat, dar nu a fost o reușită a mea individuală, cât a o muncă cumulată și a profesorilor și a părinților, și vreau să mulțumesc tuturor. Îmi cer scuze că îmi tremură puțin vocea, am emoții. Mulțumesc! Cea de-a doua absolventă este Gheoldan G. Laura Mihaela. Felicitări! Dacă vrei să adresezi câteva cuvinte? Bună ziua! Mă bucur că mă aflu aici, alături de dumneavoastră. În primul rând aș vrea să spun că este un moment fericit pentru mine, fiindcă am reușit să port această torță olimpică pe care absolvenții dinaintea mea au purtat-o, indiferent, inclusiv Titus Dascălu, care este aici, care a reușit să obțină 10 anul trecut. Aș dori să mulțumesc în continuare profesorilor care m-au îndrumat, inclusiv doamna Grigori, care se află aici alături de noi, și doamnei Monica Costea, care mi-a fost dirigintă și mie și, și Corinei, și care a reușit să ne formeze în oameni puternici, care știu ce vor să facă în continuare. Vă mulțumesc frumos! Acum îl vor ruga pe Alexandru să pregătească acel filmuleț de care vă povesteam. Este un material la care eu personal am lucrat. Bună ziua, sunt Alexandru Filimon, sunt vicepreședintele Asociației Alumnii Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț. Sunt astăzi într-un loc iubit de noi toți, locul din care ne-am luat zborul spre diferite părți ale lumii. Mulți dintre colegii noștri nu sunt astăzi în țară și în sală cu noi, dar ne-au trimis niște mesaje de încurajare pe care aș dori să le urmărim împreună. Mă numesc Dana Weiss, am absolvit liceul Petru Rareș în 1992. Am terminat Facultatea de Medicină la București și în anul 2000 am emigrat împreună cu soțul meu, Bruno, în Canada. Am petrecut 4 ani de zile în Toronto, după care în 2004 ne-am mutat în Chicago.
Am terminat aici rezidențiatul de medicină internă și o supra-specializare pe boli infecțioase. Din 2009 sunt parte dintr-un grup de specialiști pe boli infecțioase, practică privată, și lucrez în principal la spitalul Presence St. Mary and Elizabeth Medical Center în Chicago. Aici am și responsabilitatea secțiunii de boli infecțioase și prezidez comitetul de control și prevenire a infecțiilor nozocomiale. Și pentru că nu aveam suficiente responsabilități, începând cu anul acesta, am primit și o poziție de profesor conferențiar la Universitatea Rosalind Franklin din North Chicago. Așa că am grijă de rezidenți și educ în domeniul de boli infecțioase. În final, mulțumesc organizatorilor pentru înființarea acestei asociații și sperăm să ne revedem cu bine. Salut! Numele meu este Dragoș Gaviruță. Sunt absolvent al liceului, de fapt, Colegiul Național Petru Rareș, promoția 1992. După terminarea liceului, am urmat Facultatea de Cibernetică în București și în 2001 am avut oportunitatea să plec la un masterat în Statele Unite, iar după absolvire am rămas acolo și acolo sunt și astăzi. În prezent lucrez la o companie de produse chimice care se numește Clariant. Sunt localizat în Charlotte, în Carolina de Nord, împreună cu soția, tot româncă, și o fetiță care are aproape 3 ani. Din partea mea, mult, mult succes atât asociației, cât și tuturor absolvenților, Colegiului Național Petru Rareș. Toate cele bune și aștept cu nerăbdare să ne revedem la următoarea întâlnire. Bună, sunt Tela Obreja, vă salut din Auckland, Noua Zeelandă. Am fost în promoția care a început liceul în 1989, chiar înainte de Revoluție. După liceu am făcut Facultatea de Limbi Străine din București, iar de 15 ani sunt în Noua Zeelandă. În momentul actual lucrez în televiziune, sunt director de produs la o companie de video on demand. Mă bucur foarte mult că m-am regăsit pe Facebook cu foarte mulți dintre colegii de liceu și sper să ținem legătura în continuare prin intermediul asociației Colegiului Petru Rareș. Vă mulțumesc, mult succes și sper să ne auzim și să ne vedem în curând. Bună, mă numesc Liviu Răulea și am absolvit liceul Petru Rareș în anul 1992. Am fost norocos să fac parte dintr-o generație foarte unită, care și chiar și acum după 25 de ani și având în vedere că colegii mei sunt împrăștiați în toate colțurile globului, ne întâlnim de fiecare dată când avem ocazia. După terminarea liceului, am absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale în București și, având o afinitate pentru turism, am aplicat la o poziție în hotelul Hilton, una dintre primele companii hoteliere internaționale care a deschis un hotel în București. Având în vedere că nu aveam prea multă experiență, a trebuit să încep de la zero. După un an și ceva mai multă experiență, am obținut o poziție la cunoscuta companie hoteliere Ritz-Carlton în Dubai. Aici mi-am început cariera în achiziții pentru produse hoteliere. După 18 ani de carieră în achiziții pentru produse hoteliere, am făcut parte din echipele de deschidere a mai multor hoteluri în Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Momentan locuiesc cu familia în Dubai și aștept cu nerăbdare să particip la una dintre următoarele ședințe ale Asociației Absolvenților Colegiului Național Petru Rareș, la următoarea mea vizită în Piatra Neamț. Vă urez mult succes! Servus, mă numesc Manuela Creș, am absolvit liceul Petru Rareș în anul 1992. Îmi pare sincer rău că nu pot fi fizic alături de voi în aceste momente unice, dar sunt sigură că vă descurcați și fără mine. Aș dori ca această asociație să ajute tinerele talente din Piatra Neamț. Vă salutăm pe toți din North Yorkshire, Marea Britanie.
Salut! Mă numesc Vianora Vinca și sunt din promoția 1992. Mă gândesc cu mult, mult drag la anii petrecuți în Rareș, la profesori, la colegi, unii dintre care mi-au devenit prieteni de viață. În 1992 am plecat în București să studiez management și marketing. Era o perioadă în care nu știam exact ce îmi doresc să fac. La scurt timp am auzit de un concurs pentru postul de reporter în televiziunea română. Am decis să încerc să trec examenele care se ofereau, am fost angajată și la scurt timp am fost trimisă în Anglia pentru un training cu reporteri de la BBC și ITV, ceea ce mi-a solidificat dorința de a continua să lucrez în televiziune. Am lucrat în TVR pentru câțiva ani, puțin și la ProTV, iar în 97 am avut șansa de a veni în New York, unde sunt și acum, după 20 de ani. În New York am dorit foarte mult să am experiența studențească, să învăț mai mult și să cunosc sistemul educațional american. A fost o experiență incredibilă. Am terminat facultatea cu magna cum laude, două specializări, științe politice și jurnalism, ceea ce a însemnat foarte mult pentru mine. Și ceea ce mi-a adus slujba pe care o am și acum. Am fost oferită o slujbă înainte să termin facultatea, să lucrez la postul de televiziune de stat al New Yorkului. Sunt producător și editor de imagini. Am avut satisfacția să primesc o nominalizare pentru premiul Emmy pentru unul dintre materialele pe care le-am făcut. Și am imensa plăcere în fiecare zi să cunosc oameni noi, interesanți, să creez segmente despre viața lor, despre artiști, despre oameni de știință, despre scriitori sau pur și simplu evenimente interesante din zona New Yorkului. Vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să împărtășesc experiența mea și vă doresc mult, mult succes în ceea ce doriți să faceți, succes și curaj și sper să ne vedem în persoană la unul dintre evenimentele organizate de asociație în viitorul apropiat. Vă mulțumesc! Bună ziua, dragi prieteni, foști colegi și nu în ultimul rând, dragi profesori! Vă salut din Montreal, unde locuiesc de mai bine de 15 ani. Sunt Raluca Gheorghiu, promoția 92. Lucrez ca și curtier ipotecar la Banca Națională de Canada și, în același timp, fiind pasionat de un stil de viață sănătos, am împreună cu soțul meu o afacere, fiind asociați cu liderul mondial în nutriție celulară, USANA Health Sciences. Vreau să-l felicit pe Alex pentru această frumoasă inițiativă de a ne aduce împreună. Acum o să-l rog pe domnul Alexandru Filimon să ne prezinte materialul pe care îl are pregătit pentru a înțelege care este de fapt scopul și care sunt obiectivele acestei asociații. Luminile le lăsăm așa? Luminile rămân așa? Bună seara, bine ați venit! O să încercăm, nu numai eu, cât și colegii mei, să vă explicăm de fapt scopul și obiectivele asociației după toate aceste prezentări și premii și sperăm să vă convingeți să deveniți membri în Asociația Absolvenților de Petru Rareș. Dacă vreți să ziceți și voi ceva, ar fi super. Deci descrierea asociației, o să încep cu asta care e cea mai simplă, restul cele mai complicate, slide-urile mai complicate le vor zice ei. Suntem 8 membri fondatori, am fost prezentat la început. Asociația poate avea și membri de onoare, bazat pe lucrurile care acei oameni au făcut pentru liceu sau pentru absolvenți în carieră și în viața lor. Vor fi membri activi, deci toată lumea va avea un vot, toată lumea se poate înscrie. Prin toată lumea, noi am pus în statut atât absolvenții de Rareș, cât și rudele lor de gradul întâi. De exemplu, soția mea, bine, nu e rudă, dar soția se poate înscrie, frați, surori și așa mai departe. Există un comitet director format din trei
persoane din mine, din Raluca, care este președinta asociației și este foarte tăcută în seara asta, și Cristina, care este, are postul de secretar și care va ține toate notițele și totul în regulă. Acum avem un cenzor, care este doamna Crina Grigoraș, este expert contabil și va face toate demersurile să fie totul ținut în regulă. Noi sperăm să ajungem la 100 de membri ca să avem o comisie de cenzori, să fie totul perfect, să fie totul disponibil pentru toată lumea pe site, să vedeți ce facem cu ce fonduri sunt strânse. Adunarea generală o vom convoca în fiecare an, sperăm să găsim o sală, poate tot la Rareș, dacă ne vor lăsa în continuare. Și o chestie foarte importantă care am fost întrebat foarte des pe SMS, pe Facebook, cine e în spatele asociației, ce culori, ce așa, este 100% politică, drept dovadă, nici nu prea știați de noi, nu ne-ați văzut la televizor, n-ați auzit de noi prin oraș, probabil, pentru că încercăm să facem anumite chestii bune, zic eu, și toți membrii fondatori au interesele asociației pe primul plan și apoi ce fac în viața lor privată e treaba lor. Despre scopul asociației, dacă vrei să ne zici ceva, Raluca? Promoția 95 la clasa doamnei profesor Irina Hirțe. Mă bucur să văd aici, doamna profesor, după atâția ani. Da, e o bucurie pentru mine să fiu în această seară aici și o onoare că Alex mi-a propus să devin, să fiu membru fondator al acestei asociații. Este o idee extraordinară. Sunt puține astfel de asociații în România. Am stat și am verificat. Și cred că un astfel de colegiu, cum este Petru Rareș, trebuie să aibă o astfel de asociație, pentru că avem niște elevi minunați, care trebuie să fie îndrumați și atât de dascăli, bineînțeles, de dascăli, dar și noi să fim exemple pentru ei, să-i ajutăm să își găsească firesc drumul în viață, să-și aleagă vocația. Mulți dintre noi, așa cum ați văzut și din prezentările colegilor noștri de peste hotare, unii au avut norocul să-și găsească din prima vocația, să fie, și-au dorit întotdeauna medici, au fost medici, alții au bâșbuit și până la urmă au ajuns acolo unde și-au dorit. Ideea și scopul nostru este să îi ajutăm pe elevi prin diverse programe și proiecte pe care vrem să le inițiem să fie altfel decât noi. Ei reprezintă generația acestei țări. Împreună cu noi sperăm să facem niște schimbări, așa cum zicea și domnul profesor Dumiteasa și doamna profesor Spiridon. Noi credem că se mai pot face schimbări și de aceea suntem aici. Vă mulțumesc frumos. Cred că am spus cam totul despre scopul asociației. Crearea unei baze de date. Să avem niște discuții pe website și am să vă arăt despre ce e vorba și website-ul respectiv. Să ținem toți membrii informați despre diverse proiecte și prin proiecte nu mă refer neapărat la un proiect al liceului sau un proiect pentru absolvenți. Un proiect poate să fie ceva care un membru, cum a zis doamna despre Ionuț Cefănescu, vrea să meargă pe Himalaya, acela poate fi un proiect, se pot discuta, se pot publica, se pot căuta sponsori dintre absolvenții liceului. Ceva foarte important pentru mine este ideea de a fi mentorul cuiva, de a ajuta pe cei care termină acum sau a terminat de câțiva ani să-și găsească drumul, să le explici anumite domenii, știu eu, în domeniul meu sau
cum e Octav, în domeniul medical, uite așa e la medicină, asta trebuie, la asta trebuie să te aștepți, vezi ce faci, astea sunt tipurile de joburi. Sunt foarte multe informații care, dacă eu le-aș fi avut când aveam 24 de ani, aș fi fost foarte fericit să le fi avut atunci. Lucrăm la parteneriate cu universități din afară, lucrăm la parteneriate cu firme de recrutare, pentru ca ei să vină la noi, la asociație, și să ne zică: vrem oamenii voștri, dați-ne cine sunt absolvenții de la ASE, de la bănci, de la, nu știu, industria chimică. Deja suntem în discuții, de exemplu, cu o bancă românească, să le facem disponibilă o listă când cineva vrea să se întoarcă în Piatra Neamț și a făcut finanțe bănci, să vină la ei primii să aibă un interviu acolo. Mai avem o firmă din București, din industria chimică, care la fel vor să sponsorizeze și să ofere o bursă la un moment dat pentru cineva care va urma acea cale, pentru că sunt foarte puțini ingineri chimiști în ziua de azi. Și vom continua să căutăm acești parteneri prin asociația noastră. Adevărul este că atunci când stai singur, să spunem, mă rog, cu viața ta, cu gândurile tale, cu treburile tale, ideile tale la un moment dat se limitează, se plafonează. Când dai în contact cu, intri din nou în contact cu colegi, prieteni și vezi din ideile lor, s-ar putea din ele să ți se pară geniale. Sincer să fiu, asta a fost situația când l-am reîntâlnit pe Alexandru pe la începutul acestui an și mi-a spus despre această idee și acest proiect. Și total dezinteresat, este o idee tocmai de a ajuta tot felul de oameni sau orice om care este în asociația aceasta. Ca punct de legătură este doar Liceul Petru Lareș sau Colegiul Național Petru Lareș și doar din dorința de efectiv de a ajuta pe fiecare dacă are la un moment dat nevoie de așa ceva. Cu siguranță că fiecare membru din asociație, asociația care va crește odată cu membrii săi, cu siguranță că fiecare om va avea ideile sale, ceea ce va da potență acestei asociații, și cred că acea plafonare la care cu siguranță cu toții până la urmă tindem va fi ceva mai la un nivel mai înalt. Așa încât asta a fost, cel puțin eu am perceput-o ca o sclipire, ca o efervescență această idee și mi se pare o platformă bună pentru alte idei din partea celorlalți membri ai asociației. Este într-adevăr, ideile pot fi variate, așa cum și latura umană este variată, așa cum fiecare dintre noi putem veni cu experiența lui de viață, cu idealurile sale și cu ideile bune în această asociație. Avem acolo niște exemple de proiecte care noi le dorim să le facem până la sfârșitul anului, să creăm mai multe parteneriate cu aceste firme și universități. Un mic fond de burse care îl vom strânge din, sperăm noi, cotizațiile care vor fi plătite și dezvoltarea bazei de date, care o facem acum pe site și am să vă arăt la sfârșit un pic site-ul și cum vă puteți înregistra dacă doriți. Acolo vor fi discuții despre joburi, despre proiecte, despre ce vreți dumneavoastră, mers la pește împreună, orice ar fi. Important este că membrii vor avea acces la acest forum. Și am vrea noi ca de ziua liceului sau de zilele liceului să organizăm și un concurs de engleză pe care noi să-l facem împreună cu Liceul Petru Rareș. Cam asta ar fi pe anul acesta. Ne-am mai gândit, am mai avut niște idei de proiecte care nu toate costă bani, asta e ceva iarăși care sunt întrebat foarte des, de unde aveți bani, cum, și vreau să zic că nu absolut toate activitățile astea costă bani. De exemplu, ne-am gândit la absolvenții mai, știu eu, care știu mai puțin cu tehnica, cu calculatorul, putem avea niște voluntari care să meargă să-i ajute să
seteze un e-mail, să seteze un cont de Facebook, să seteze, știu eu, Skype, să vorbească cu rude din afară, să vorbească cu copiii lor. Și poate asta e ceva foarte simplu, care poate fi făcut imediat atunci când ai contactele lor. Despre fonduri, noi avem o cotizație anuală de 100 de RON. Am primit comentarii despre asta, vai atât, dar, sau vai atât de puțin, depinde de zonă, de obicei. Donațiile pot fi de la absolvenți cu o anumită destinație, deci cineva vrea să zică, să dea, uite, eu dau 2000 de lei sau 2000 de euro să renovați, știu eu, fațada afară sau așa, poate fi ceva cu această destinație sau să cumpărăm cărți sau cumpărăm două computere, orice ar fi, deci se pot face aceste lucruri. Și am pus acolo activități comerciale, deocamdată nu avem niciuna. Vom vedea dacă va fi ceva de genul să avem niște, știu eu, bunuri sau tricouri sau insigne care se pot vinde cu un oarecare profit și profitul să rămână în asociație, cam atât. Următorii pași, să vă arăt un pic site-ul, nu știu dacă l-ați vizitat. El arată cam așa și aici... nu se vede nimic, nu? Mă scuzați. Deci avem undeva aici un tab care se cheamă Network și unde se poate completa un formular de viziune. Noi încercăm prin aceste formulare să creăm o bază de date. Toată lumea va avea acces la acest forum. Eu sunt logat acum pe forum, unde se poate posta despre cariere, diverse facultăți, cum e la medicină, cum e acolo, schimburi de cărți, știu eu, o grămadă de alte treburi, proiecte în desfășurare și dacă cineva sau dintre cei mai tineri vor să se stabilească în alte părți, pot să pun o întrebare și să zică, domnule, cum e Noua Zeelandă? Uite, o avem pe el acolo în Auckland, te poate ajuta, îți poate da un sfat. Astea sunt universitățile, deci se pot fac, cum se spune, o colaborare, asta e foarte ușor de făcut, fără prea mulți bani, doar folosind site-ul. Și avem știri, avem diverse locuri aici unde, mă rog, vă puteți înscrie, evenimente, inițiative. Bineînțeles că site-ul acesta este la început, avem mult de lucru, noi am creat o bază pe care sperăm să o extindem, practic, în următorul an. Okay? Dacă aveți întrebări, cred că e cel mai bine, dacă... Da. Se poate face prin transfer bancar. Am vorbit cu banca noastră, care este BRD-ul, și am zis că trebuie să plătim 400 de lei pe lună să putem accepta plăți online. Și eu le-am zis nu. Luni am vorbit deja să trimitem o scrisoare, să facem o cerere, că suntem asociație, nu suntem IMEAC. Și atunci poate ne fac o reducere. În momentul în care avem acel pachet, va fi pe site și se poate plăti cu credit card, cu exact cum ați plăti online. Deci acum nu, dar se poate face cu... Deci, de exemplu, am primit transfer din Belgia. Deja pentru cotizație, deci merge. Cum? Sau PayPal, sau... Da. Încă lucrăm. Nu știm câți membri vom avea. Dacă o să fie o cerere extraordinară de membri, atunci sigur că vom dezvolta platforma. E așa că am observații. Eu mă duc ce-i prost. Da. Deși am văzut care vrei să poartă... Se poartă chestia asta care am fac cu faptul rece, cu viață. Și la rugăriunea ne s-a rugărit pe rece. Sigur. Mă uitam la scopul asociației. Și sunt foarte modern în sensul că îmi reproduc aproape mesajul unui, fac chiar un documentar, BBC, The Century of Self.
Deci tot mii. Deci să facem să ne fie nouă bine, să facem pentru absolvenți să fie bine, să ne facem scopurile noastre. Da. Deci, nu știu dacă este neapărat atât bine, ce cauză. Scopurile astea trebuie să acordate cumva și vremea care trebuie cumva acordate la un nivel mult mai larg. Ce facem noi, prarășiți, ce să spunem? Avem undeva, încercăm să nu recunoaștem pentru că dă rău, trebuie să facem sistemul, deci modestia fiind o valoare, nu-i așa? Dar ne credem undeva un pic așa, un pic mai elitiști. Mica problemă că elitismul ăsta, în sensul izolat, cumva e o chestiune care deodată poate să fie mai mult negativă decât pozitivă. Undeva, scopul, sensul elitismului până la urmă, utilitatea lui, este să tragă cumva pe ceilalți după el. Și dacă avem, sunt probleme foarte mari în țara asta, sunt în general, dar mai întotdeauna că cam fiecare se uită în jurul lui, pentru că este foarte elită și a dispărut ideea de a crea o idee ceva mai larg, să facem ceva mai mare decât noi. Cineva ar trebui să tragă în direcția asta, să facă niște eforturi. Și aceea zic eu, ceva lipsit de modestie, că poate ar trebui să fim noi în orașul ăsta, în primul rând. Noi putem face tot ce a zis dumneavoastră prin forța, uitați-vă cât suntem în sală. Nu cred că mai sunt multe asociații în Piatra Neamț care, dacă tot v-ați înscrie în seara asta, să zicem, ar avea numărul ăsta de membri. Și ce am putea să noi să facem? Bună, greutatea de făcut ceva și efectiv, la ce chestiune aș găsi. Deci, atât, dacă vede până la nivelul de desfocă în sine. E chestiune, dacă ne dăm în acă, la organizațiile de afară foarte celebre, ele sunt celebrele service organizations care au crescut și care au scopul principal să ajutăm pe alții. Așa. Că ajutând pe alții, ne ajutăm și pe noi să creștem. A zis foarte bine. E bombarea de pe tort. A zis, da. Mai puțin la a crește noi, cât la crește ceilalți și la crește și noi împreună cu ei, dacă putem să tragem mai de cu atât mai bine. A zis foarte bine ce a zis. Asociația asta, și pot să o clarific, nu este, scopul ei principal nu este neapărat să-i ajutăm pe ceilalți. Dar este... asta ar trebui să fie scopul nostru, dar fiecare în parte, într-un fel. Pentru problemele care apar acum și nu mai avem în ultima anamenta, apar să vă răspund. Pot să vă răspund? Da. Deci, dacă dumneavoastră doriți să-i ajutați pe alții, cum ajut și eu, de exemplu, pot să mă duc și să donez timpul meu să ajut copii sau să donez alte probleme sau să fac muncă de caritate în alte asociații. Asociația asta, specific, este pentru noi, pentru cei care am terminat și cei mai în vârstă și haideți să facem ceva pentru noi. Dar proba, pentru noi ce legea suntem probabil la nici eficiența dat proba. Da, adică de proba, dar și făcut mâncea agricolă, nu am înțeles. Dar nu am făcut scopul, scopul nostru acela este dat în cap. Și ar trebui văzut dacă nu cumva am putea ajuta pe multă lume, dând cu capul, unde noi am putea învinge ceva înainte, deci alții nu. Nu au curaj, că nu au încercat. Păi noi asta facem, deci. Pentru elevii acestui liceu, dar de aceea suntem aici. Nu e atât de bun dacă este un
lucru bun care are și un ambalaj, care este cel puțin jumătate din ceea ce este Bisericilor. Deci sunt aceste lucruri pe care oracole bunătățile, așa, care dau posibilitatea să pară ca interesat de ceva. Alături de un absolvent al promoției 1976, domnul Dan Constantin, bună ziua! Cum vă simțiți astăzi? Bună ziua! Extraordinar de tânăr, mi-aduc aminte, sunt 40 de ani de când am terminat cursurile, atunci se chema liceul Petru Rareș. Sunt mândru că sunt absolvent al acestui liceu, că am putut să mă revăd o serie din profesori. Iată că și la 40 de ani de la terminarea liceului încă sunt profesori pe care eu i-am avut la catedră. Spuneți-mi, ce părere aveți despre această asociație alumni? O idee excepțională. Noi, cei care suntem absolvenți de Rareș, spunem că reprezentăm ceva pentru orașul ăsta, am făcut ceva pentru orașul ăsta, vom face și cred că menirea noastră este să îi ajutăm și pe cei mai tineri să facă ceea ce am încercat noi să realizăm până acum. Aveți o urare pentru membrii fondatori ai acestei asociații? Păi eu știu să ne întâlnim și peste încă 40 de ani. Și uite că suntem alături și de un absolvent al promoției 1970. Bună ziua, cum vă simțiți astăzi aici? Mă simt minunat față de liceu care în 1970 a împlinit 100 de ani. Deci sunt promoția a liceului la 100 de ani. Mă simt foarte mândru, sunt singurul, cred că, din generația mea aici. Nu am întâlnit niciun coleg, dar în schimb am întâlnit foarte mulți prieteni. Spuneți-mi ce părere aveți despre această asociație a alumni. Știu și din cele spuse de Alex și din ce am văzut astăzi. Super interesant, merită încercat să vedem dacă ne putem ajuta și așa chiar prin mijloacele, să zicem, pe net, nu? Așa este. Da. Aveți o urare pentru ei? Pentru cei membri fondatori? Sigur că da. Cu toată forța înainte și să creadă în ceea ce fac. Că dacă o să creadă, o să iasă. Cum vă simțiți astăzi? Și foarte emoționată, se și vede că sunteți foarte emoționată. Ce părere aveți despre această asociație? De când am văzut lansarea ei, m-a emoționat, repet, pentru că de aia am venit. Am fost atât de legată de școala aceasta. Am fost într-o clasă foarte unită, ne întâlnim tot timpul, păstrăm legătura. Pentru noi Rareșul e un reper permanent și ne simțim veșnic elevii de atunci. Și mă simt recunoscătoare pentru acest lucru. Am rămas în învățământ de altfel, deci sunt profesor la rândul meu și e ok. Deci inițiativa celor 8 membri fondatori, să zicem că este una foarte bună. Este minunată. Și voi deveni membru al acestei asociații. Și acum, la final de deschidere a asociației, ce părere ai despre faptul că, iată, se deschide această asociație? Nu mai auzit, sincer să vă spun, despre această asociație, dar mă bucur că am auzit acum și eu știu, poate peste câțiva ani sau poate chiar și în cel mai scurt timp am să fiu și eu membru și astăzi am fost foarte emoționată și mă bucur pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit și pentru momentele emoționante pe care le-am trăit. Și probabil o să le povestești și prietenilor. Cu siguranță, cu siguranță. Și suntem alături de un absolvent al promoției 2001. Bună ziua și bine v-am găsit. Spuneți-mi, cum vă simțiți astăzi aici și ce părere aveți despre asociația alumni? Bună ziua, este o inițiativă extraordinar de frumoasă, unică în Neamț și printre puținele din țară. Așa cum s-a vorbit și în sală, are scopul de a ne aduce mai aproape pe toți cei care am terminat Colegiul Național Petru Rareș. Felicit organizatorii, le urez mult succes și mă voi alătura în toate demersurile lor. În speranța că acest eveniment v-a stârnit curiozitatea, vă așteptăm alături de noi în Asociația Alumni Colegiul Național Petru Rareș.